Lucrările la cel mai nou loc de joacă amenajat în drobeta Turnu Severin au ajuns la final, iar acum copiii din zonă se pot bucura de un loc special amenajat pentru ei. Autoritățile locale și cele județene fac echipă bună și asta se vede prin numeroasele proiecte implementate de-a lungul timpului. Înțeleg că am terminat, toate sunt finalizate, toate sunteți 26 de locuri de joacă, da? Continuați recepția la ele. Important este că în acest moment constructorul și-a onorat obligațiile. Contractuale, da. Deci, domnul președinte, banii ce ne-ați dat noastră o parte, o mare parte de noi, au fost cheltuiți cu succes în momentul acesta. Și o să vă mai dăm pentru lucrări din astea foarte utile locuitorilor municipiului. Mulțumim frumos, mulțumim. Și așteptăm și mulțumim pentru colaborare. A fost inaugurat un nou loc de joacă în municipiul Drobeta Turnu Severin, în zona liceului Domnul Tudor. Primarul municipiului Marius Creciu, împreună cu președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu, sunt întotdeauna atenți la nevoile cetățenilor și copiilor și își dedică în permanență timpul și energia pentru a face din acest loc un oraș la standarde europene. Vorbim de 26 de locuri de joacă răspândite în tot municipiul. Avem o investiție de 10 milioane de lei, 8 milioane dinspre primărie, 2 milioane de la Consiliul Județean și pe această cale mulțumesc încă o dată Consiliului Județean și domnului președinte Aladin Georgescu, pentru că ne-au sprijinit, au înțeles importanța acestor investiții pentru micii severineni. Dacă tot facem investiții la nivel de oraș pentru locuitori, ne-am gândit și la cei mai mici severineni. După cum vedeți noastră, locuri de joacă moderne cu covor de tartan, totul este nou, totul este ecologic. În principiu, severinenii sunt foarte mulțumiți de ceea ce am realizat. Mai sunt mici amănunte de pus la punct. Este important ca aceste locuri de joacă să le și menținem curate și primăria va avea un proiect în care fiecare loc de joacă, odată recepționat, să poată fi dat uneia dintre firmele care se ocupă de curățenie. Vorbim de cei care sunt cu spațiile verzi, vorbim de firma de curățenie. Să sperăm că și severinenii vor înțelege să le păstreze curate și fără probleme. Copiii mici și mari care locuiesc în zonă se vor bucura de acest parc nou amenajat conform standardelor europene, iar copiii se vor putea juca în siguranță. Evident că locurile de joacă sunt extraordinare dacă e să facem o comparație cu cele anterioare. Încă din primul mandat al domnului primar Marius Creciu, am înțeles la Consiliul Județean și din discuțiile purtate cu dumnealui necesitatea de a ne asocia, adică de a asocia Consiliul Județean Mehedinți cu primăria municipiului Drobeta Turnu Severin pentru a reabilita parcările din oraș și pentru a construi locuri de joacă. Iată că acum discutăm despre 26 de locuri de joacă care au fost făcute, sunt noi. Parte din banii folosiți provin de la Consiliul Județean Mehedinți. Sunt bucuros că am putut să sprijinim și noi realizarea acestor investiții. 15 din aceste locuri de joacă au fost deja recepționate. Mă bucur că pentru micuții noștri din municipiu acum putem vorbim de foarte multe locuri de joacă, noi, amenajate cu tot ceea ce este necesar. Îmi doresc ca și copiii mai mari, părinții, bunicii, toți să înțeleagă necesitatea că nu este suficient ca primăria și Consiliul Județean Mehedin să realizeze aceste locuri de joacă, ci este nevoie să fie întreținută, pentru că primăria l-a făcut pentru ei, dar trebuie și dumnealor să aibă grijă de aceste locuri. Cei mai mici locuitori ai municipiului, alături de părinți, bunici, văd această investiție ca pe una necesară și sunt bucuroși că acum beneficiază de locuri de joacă pentru relaxare. Să-mi spui cum ți se pare ție acest parc? Mi se pare foarte frumos, distractiv și ce mai mult îmi place e să mă urc pe chestii. O să ieși aici cu prieteni în fiecare zi? Da. Deci îți place că domn primar s-a gândit și la voi, la copii? Da. Să-mi spui și mie, cum ți se pare ție acest parc de aici, de la voi, din cartier? Foarte super. Aveați nevoie de un astfel de loc de joacă? Da, da. Cum ți se pare ție că arată? Da, este foarte frumos și îmi place mult. Este totul făcut, văd, nou, la standarde europene? Da. Vă puteți juca fără să vă loviți? Da. Ne place foarte mult.
Încă o dată, edilul orașului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, împreună cu președintele Consiliului Județean Mehedin Țialadin Georgescu, au reușit să schimbe fața orașului prin investițiile făcute de aceștia, municipiul fiind într-un proces continuu de europenizare. Autoritățile locale și cele județene sunt interesate ca de fiecare dată de nevoile severinenilor și fac tot posibilul să aducă plus valoare orașului prin diverse investiții care vin în sprijinul dezvoltării comunității locale.